Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Îngerii păzesc chivotul legământului. Textul de memorat îl găsim în Isaia, capitolul 42 cu versetul 8. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Samuel era un copil atunci când Dumnezeu i-a vorbit pentru prima dată și Moise era copil atunci când a fost dus din căsuța lui pentru a locui în palatul faraonului. Moise și Samuel au ales să-L iubească pe Dumnezeu, să se încreadă în El și să asculte de El, indiferent de circumstanțe. Ce alegere înțeleaptă au făcut! Dumnezeu i-a folosit pe amândoi pentru a ajuta poporul Israel. Dacă Samson și Eli ar fi luat aceeași decizie, i-ar fi ajutat Dumnezeu să-și schimbe obiceiurile greșite? Poate că filistenii ar fi fost deja cuceriți, dar acum, în timp ce Samuel creștea, filistenii deveneau din nou dușmani puternici. Toți din Israel știau despre fiii nelegiuiți ai lui Eli. Eli îi întrebase de ce erau atât de nelegiuiți, dar nu îi pedepsise așa cum ar fi trebuit. După ce Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel, toți știau despre el. Când cei care mai erau credincioși lui Dumnezeu veneau să se închine la Silo, se întorceau acasă și povesteau altora că Dumnezeu îi vorbise lui Samuel. Curând, toți știau că Samuel devenea conducător. Într-o zi, avea să fie judecător și profet, dar acum era încă tânăr. Israeliții deciseseră să meargă la luptă împotriva filistenilor. Fără să ceară sfat de la Dumnezeu, avea să lupte împotriva dușmanului lor. Gândește-te, era planul lui Dumnezeu ca israeliții să câștige împotriva dușmanilor lor? Bineînțeles, dar va putea să îi ajute? Da? Nu? De ce nu? Filistenii știau despre Dumnezeu și legea lui, dar văzând că tot mai mulți israeliți se închină la idoli și le imită practicile, credeau că Dumnezeul lui Israel nu este atât de puternic. Curând, au început să-i forțeze pe israeliți să fie slujitorii lor. Acum, israeliții deciseseră să lupte împotriva lor. Locul bătăliei lor nu era departe de Silo. Cine a câștigat bătălia? Filistenii. 4.000 de soldați israeliți au fost uciși de dușman. Ce trist! Nici bătrânii din Israel nu puteau înțelege. Se întrebau de ce nu îi ajutase Dumnezeu. Uitaseră de marele dacă din făgăduințele lui Dumnezeu. Apoi au început un plan. Și cu acest plan erau siguri că nimic nu îi va împiedica să câștige. Au trimis Sol la Silo, care era la depărtare de aproape 30 de kilometri. Acolo, Hofni și Fineas, fiul lui Eli, au fost de acord cu acest plan. Fără să-i ceară sfat lui Dumnezeu și fără să aibă aprobarea lui, au luat chivotul sfânt din sanctuar și l-au dus pe câmpul de bătălie. Ce au făcut israeliții când i-au văzut pe Hofni și Fineas intrând în tabără? Haideți să vedem ce găsim scris în 1 Samuel, capitolul 4, cu versetul 5. Tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Ce au simțit filistenii când au aflat de sosirea chivotului? Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Gândește-te, filistenii îi observaseră pe israeliți. Crezi că oamenii care nu-L iubesc pe Dumnezeu și poruncile Lui observă lucrurile pe care le facem și ceea ce spunem? Ne este ușor să facem și să arătăm ca ei? Vizionăm aceleași programe TV? Mergem în aceleași locuri? Mâncăm aceeași mâncare și ne îmbrăcăm la fel? Ca cei lumești, gândește-te la lucrurile acestea.
Filistenii știau că atunci când chivotul fusese purtat în bătălia de la Ierihon, israeliții câștigaseră. Nu e de mirare că erau înspăimântați și se întrebau ce avea să se întâmple dacă israeliții câștigau bătălia din acea zi. Ce au decis să facă? 1 Samuel, capitolul 4, cu versetul 9. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum v-au fost robi ei vouă. Fiți oameni și luptați! Filistenii au câștigat și această bătălie. Ce s-a întâmplat? Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Pierderea celor 4.000 de soldați în prima bătălie fusese un lucru trist, dar imaginează-ți 30.000 de soldați morți și gândește-te la capturarea chivotului de către dușmani. Hofni și Fineas au murit amândoi în bătălie. Aceasta este ceea ce Dumnezeu prezisese. Cu mult înainte, Dumnezeu îi spusese poporului său ce avea să se întâmple dacă alegea să-l iubească, să se încreadă și să asculte de el. Când israeliții și-au ținut promisiunea de a fi credincioși, și-a ținut Dumnezeu promisiunea de a-i ajuta. Dar îi putea ajuta Dumnezeu dacă ei alegeau să asculte și să îi se supună lui Satana? Nu! Și acum li s-a întâmplat cel mai teribil eveniment care avusese loc de când deveniseră o națiune. Dușmanii păgâni luaseră chivotul sfânt. Cel mai important obiect din sanctuar nu mai era. Locul din Sfânta Sfintelor era gol. Gândește-te! Filistenii credeau că Dumnezeul lui Israel era chivotul. Chiar și israeliții uitaseră că importantă era ascultarea de lucrurile scrise pe pietrele din chivot. Ascultarea făcea diferența dintre pierderea și câștigarea bătăliilor. Dumnezeu dorea să-i binecuvinteze, dar nu putea. Păzirea celor 10 porunci face diferența dintre pierdere sau câștig în fața ispitelor lui Satana. La Silo, Eli, care era foarte bătrân și aproape orb, ședea la poarta cetății, așteptând nerăbdător vești despre bătălie. Mai presus de toate, era îngrijorat cu privire la siguranța chivotului. Ce avea să se întâmple cu el și ce avea să se întâmple cu fiii lui? Știa că le permisese să încalce toată viața cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. În final, a sosit un mesager de la bătălie. El a trecut pe lângă Eli, în timp ce alerga în cetate cu vestea teribilă. Eli auzea sunetul de jale și plâns din cetate. Și se întreba ce s-a întâmplat. Bărbatul care adusese veștile s-a întors ca să-i spună și lui. Eli ascultă ce spuse mesagerul. Hofni și Fineas fuseseră omorâți, dar vestea că însuși chivotul fusese luat de filisteni a fost prea mult pentru Eli. În aceeași zi, soția lui Fineas a născut un băiețel. Ea era o femeie care îl iubea pe Dumnezeu. Când a aflat că fusese luat de filisteni chivotul și că soțul ei și Eli muriseră, a murit și ea. Gândește-te, crezi că ar fi fost altfel lucrurile dacă Eli și-ar fi pedepsit băieții când erau mici în loc doar să le vorbească? Dacă și-ar fi ascultat tatăl, ar fi fost mai ușor pentru ei să asculte de Dumnezeu? Când părinții ne pedepsesc, o fac deoarece știu că a învăța ascultarea este un lucru important. Sfânta Sfintelor din sanctuar era goală. Unde era chivotul sfânt? La filisteni. Filistenii erau încântați. Credeau că zeul puternic la care se închinau israeliții era chivotul. Acum, deoarece aveau chivotul și pe zeul lor Dagon, erau siguri că aveau să câștige fiecare bătălie. A doua zi, după așezarea chivotului în templul păgân de la Astod, oamenii au mers la templu dinspre dimineață, dar au fost șocați de ce au văzut.
Unde era Dagon? 1 Samuel, capitolul 5, cu versetul 3. A doua zi, adolescenții care se sculaseră dis de dimineață au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ, înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus înapoi la locul lui. Partea de sus a lui Dagon era ca un corp de om. Partea de jos era ca un corp de pește. Oamenii l-au pus repede pe Dagon la loc, dar a doua zi s-a întâmplat același lucru. De data aceasta era mai rău. L-au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. Faptul că zeul lor era sfărâmat nu era singurul lucru care se întâmplase. Mulți dintre filisteni se îmbolnăveau de bubele așezut. Ce au decis să facă oamenii din Astod? Când a văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Astod au zis: chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, Dumnezeul nostru. Și au trimis și au adunat la ei pe toți domnitorii filistenilor și au zis: ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel? Domnitorii au răspuns: să se ducă la Gat, chivotul Dumnezeului lui Israel. Și au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel. Ce s-a întâmplat la Gat și la Ecron? Dar după ce a fost dus acolo, mâna Domnului a apăsat asupra cetății și a fost o mare groază. A lovit pe oamenii cetății de la mic până la mare și au avut o spuzenie de bube la șesut. Atunci au trimis chivotul la Dumnezeul lui Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniți a strigat: au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare și pe noi și poporul nostru. În fiecare cetate în care era dus chivotul, erau probleme. Și când l-au pus pe câmp, în afara cetății, șoarecii le mâncau roadele de pe câmp. Șoarecii începuseră să le mănânce și hrana păstrată în hambare. După 7 luni, filistenii au decis că nu le este de niciun ajutor chivotul. Cei 5 conducători s-au sfătuit împreună și înțelepții lor le-au amintit despre ceea ce le făcuse Dumnezeu egiptenilor. Înțelepții au spus să construiască un car nou și să pună chivotul în el. Să pună de asemenea un dar de 5 șoareci de aur ca cei care le mâncaseră hrana și 5 bucăți de aur sub forma bubelor care îi îmbolnăviseră. Pentru a trage carul, să folosească 2 vaci care aveau viței, dar să țină viței acasă. Dacă vacile aveau să-și lase viței și să tragă carul înapoi la israeliți, filistenii ar fi înțeles că lucrurile rele care li se întâmplau erau din cauza faptului că Dumnezeul lui Israel nu dorea ca ei să păstreze chivotul. Gândește-te! Proteja Dumnezeu cele 10 porunci scrise pe tablele din chivot? Da. Mai sunt ele importante? Oh, sigur că da. Venise timpul testului. Chivotul era în carul nou, vacile erau pregătite să îl tragă și viței erau legați ca să nu le urmeze. Își vor lăsa vacile viței? Filistenii urmăreau ce se întâmpla. Mugind tare, vacile s-au îndreptat către drumul care ducea la orașul Betșemeș din Israel. Acum filistenii știau că Dumnezeul lui Israel este mai puternic decât Dumnezeul lor. La scurt timp, oamenii care munceau pe câmpurile din Betșemeș au auzit vaci mugind, au privit și au văzut vacile trăgând carul ce aveau chivotul în el. Ce au făcut? 1 Samuel, capitolul 6, cu versetele 13 la 16. Locuitorii din Betșemeș se cerau grânele din vale. Au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Betșemeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului. Leviții au pogorât chivotul Domnului și lada de lângă el, în care se aflau lucrurile de aur, și le-au pus pe toate pe piatra cea mare.
Oamenii din Betșemeș au adus Domnului în ziua aceea arderi de tot și jertfe. Cei 5 domnitori ai filistenilor, după ce au făcut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în aceeași zi. Vestea s-a răspândit repede. Chivotul s-a întors. Au venit oamenii din cetate. Curând, o mare mulțime se uita la chivot și vorbea despre cele întâmplate. Oamenii doreau să privească în chivot, deși cunoșteau legile cu privire la sacralitatea chivotului. Într-un final, cineva a ridicat capacul și mulți au privit înăuntru. Nici măcar filistenii păgâni nu îndrăzniseră să facă acest lucru. Dumnezeu trebuia să îi învețe pe israeliți lecția respectului. Mulți dintre oameni au murit pe loc și ceilalți au rămas îngroziți. Au cerut oamenilor din altă cetate să ia chivotul. Așa că leviții din acea cetate l-au luat și l-au dus în casa lui Abinadab, unde a stat timp de mulți ani. Gândește-te, am putea fi mai respectuoși în biserică? Când avem altarul acasă? Când îngenunchem la rugăciune? Când îi cerem lui Dumnezeu să binecuvinteze hrana? Ce crezi? Trebuie să facem lucrurile cu respect înaintea lui Dumnezeu? Sigur că da! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!